Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie, care se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în rac. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba și ce noutăți ne aduce energia acestei luni. În primul rând, pe voi vă regăsește luna aprilie cu Marte în semnul vostru, în rac, în casa întâi. Pe data de 3 aprilie, Mercur va ieși din berbec și va intra în taur. Activează casa voastră a 11-a. Pe 6 aprilie va avea loc evenimentul de lună plină din semnul balanță, care vă va activa casa a 5-a. Pe 11 aprilie, Venus se mută în casa a 12-a, intră în gemeni. Pe 20 aprilie va avea loc evenimentul de lună nouă din berbec, care este totodată și o eclipsă hibridă de soare. Gradul 29 la care se va produce această lunație va face o cuadratură cu Pluto din casa voastră a 8-a. Drept urmare, se vor activa din nou casele 11 și 8. Să vedem despre ce este vorba în detaliu, pentru că imediat după aceea soarele va intra în Taur și la o zi după, pe 21 aprilie, Mercur își începe mișcarea aparent retrogradă prin semnul Taurului, la 15 grade. În primul rând, Marte în rac vă va face vizibil în ochii lumii, la nivel de dinamism, de empatie, de înțelegere, dar tot această poziție vă poate face cumva și mai emoționali în văzul lumii sau poate mai vulnerabili. Când Mercur va intra în Taur pe 3 aprilie, va face o conjuncție cu Uranus, care se află acolo de ceva vreme în casa voastră a 11-a, care vorbește despre statut social, despre faimă, despre celebritate, despre a fi pe scena publică, poate, despre lumea întreagă, umanitatea și aportul pe care ni-l aducem în acest context ca parte dintr-un întreg. Mercur în Taur vine cu o ușoară lentoare, dar cu nevoia de a eficientiza, de a fi mai practici, mai pragmatici și de a analiza pe îndelete, cu un discernământ foarte sănătos, ce facem noi la nivel de public, ce facem noi la nivel de cerc de prieteni, ce facem noi la nivel social sau care este statutul nostru social pe care acum îl putem regla după bunul nostru plac. Vă va aduce la cunoștință faptul că puteți eficientiza o modalitate prin care faima voastră, renumele vostru, statutul vostru sau numele vostru să vă creeze abundență. Pe 6 aprilie se va activa casa voastră a 5-a, casa iubirii, a romanței, a idilelor, a creativității, a copiilor, dar și a riscului, prin luna plină din balanță, care va avea loc la 16 grade, la o cifră mistică. 16 este turnul, dar 7 este cifra detectivului, a intuitivului, a echilibrului, numărul creației. Ce anume facem în relațiile noastre sau cum ne raportăm noi la relațiile noastre și nu ne ajută. Evenimentele de lună plină vin cu încheiere, cu eliberare, cu detașare de ceva ce nu ne mai ajută sau poate cu realizarea că ceva în viața noastră este bun și trebuie continuat. Aici avem nevoie de armonie, avem nevoie de spațiu să ne desfășurăm, dar și de egalitate. Pe 11 aprilie, Venus intră în casa voastră a 12-a în Gemeni. Gemeni înseamnă comunicare, intelect, comerț, tranzacții, modul nostru de a gândi. Guvernatorul fiind în Taur, ne va cere cumva să cugetăm pe îndelete tot ceea ce dorim să facem în viața noastră, ce acțiuni dorim să întreprindem, dar trebuie analizate și făcute cu calm. Venus înseamnă bani, înseamnă frumusețe, înseamnă confort. Și prin această poziție în casa a 12-a s-ar putea să ne simțim puțin în afara zonei noastre de confort sau să simțim că poate vocea noastră nu este auzită. Și atunci să-l activăm și pe Marte din casa întâi și să devenim un pic emoționali, pentru că toate lucrurile acestea se leagă. Putem descoperi, putem să ne folosim de intuiția noastră la nivel spiritual, la nivel profund și sufletesc, să descoperim noi modalități prin care să ne creăm confort, stare de bine și abundență. Sau prin care să scoatem la suprafață lucrurile din subconștient pe care dorim să le transmitem sau
o comunicare mai bună cu partenerul de viață sau cu familia, cu neamul. Pe 20 aprilie, evenimentul de lună nouă din Berbec sau eclipsa hibridă de soare se va petrece în casa voastră a 11-a, liberul arbitru, la gradul 29, care face tot 11, liberul arbitru. Liberul arbitru să înțelegi și să pornești acum la drum ca parte dintr-un întreg, să înțelegi că ești important în lumea întreagă, care este asul tău din mânecă, pentru că 29 înseamnă înțelepciune. Ai puterea acum să alegi înțelepciunea și să faci ceva măreț, măreț profund. Această eclipsă va face cuadratură cu Pluto, care se află în casa voastră a 8-a. Curaj, banii altora, taxe și impozite, creativitate, înțelegere spirituală înaltă, transformare. La câteva ore după, soarele va intra în Taur, va aduce energie și vitalitate în casa aceasta 11-a codului liberului arbitru, în care voi puteți să acționați și să fiți foarte vizibili. Mercur va retrograda aici și vă va da tihnă și ocazia să revizuiți tot ceea ce am descris anterior. Cum mă raportez la societate? Ce înseamnă societatea pentru mine? Cum pot să beneficiez eu și ce aport pot să-mi aduc? Cum sprijin eu social lumea în care trăim, dar cum mă sprijină și societatea pe mine. Și în urma acestor concluzii, dragii mei, să vă aduceți stare de bine, iubire și sănătate în viață. Să vedem ce ne spun și cărțile, care este energia de la baza lunii aprilie pentru voi. 4 și 5 sau 9. Evoluție. Evoluție la nivel de înălțare a sufletului. Tronul. Potențialul tău este nemărginit și nelimitat. Asumarea voinței, asumarea vieții, pact pentru putere, pactul de a începe un nou drum, o nouă aventură, aventură în sensul bun al cuvântului. Curaj. Acum am curajul să încep ceva ce vreau de foarte mult timp. Reușită, împlinire, aduce o împlinire luna aprilie pentru voi. Trifoiul cu patru foi, 21, eliberare. Întreaga luna aprilie va fi și despre eliberarea la nivel de pasiune, eliberarea la nivel de relație, eliberarea la nivel de creativitate, eliberarea blocajelor care v-au ținut în loc și nu ați putut acționa, nu ați putut înainta în viața voastră, în zonele, în ariile voastre de interes. Eliberează-te de vină. Eliberează-te de ce nu îți servește în relații, la nivel social. Eliberează-te de gura lumii, casa 12-a și casa 11-a. Eliberează-te, nu mai fi supus la nivel social. Ai un rol, ai un cuvânt de spus, acționează în consecință. Lavanda, să te înconjori de oameni de la care ai ceva de învățat. Poate îți mărești grupul de prieteni, cunoști oameni noi cu care să împărtășești idei, proiecte, faci noi parteneriate, pui bazele unui nou proiect, pui bazele unei noi afaceri și așa mai departe. Am aici un cerc și doi, înalta preoteasă și împărăteasa. Ceva ce nu știu acum va lua naștere, dar eu va trebui să contribui la a-mi ridica, a-mi înălța vibrația pentru a putea atrage aceste lucruri bune în viața mea. Numărul 19. Și să mă învălui, să mă îmbrac în razele soarelui. 41. Fă-o pentru tine, creativitatea ta. La nivel de relații, poate trebuie să cureți acolo ceva ce durează de foarte mult timp. Cu siguranță trebuie. De foarte mult timp și nu-ți dă pace. Schimbă ceva, schimbă o abordare. Mi-a căzut din pachet 21. Încredere. Recapătă-ți încrederea în tine. Scorpionul. Scorpionul vorbește despre banii altora, despre pasiune, despre metamorfoză, despre alchimie, despre transformare, moarte și renaștere, despre sexualitate, dar sexualitate la nivel de energie kundalini, trezire spirituală, înălțarea din întuneric în lumină și busuiocul, care este plantă sfântă, curățare, ieșirea dintr-un control, ieșirea din controlul minții voastre, ieșirea din tiparele vechi pe care le aveți, realizări, vindecare și întregire. Wow! Vărsătorul, deci cuadratura pe care o va face Pluto în casa voastră a 8-a cu lunația din casa voastră a 11-a 33, vă pune în cercurile de oameni corecte.
33 este un număr maestru, este numărul învățătorului, numărul maestrului spiritual. Înțeleg la nivel de umanitate că sunt parte dintr-un întreg și îmi asum rolul social, îmi asum asta. Înțeleg că dacă eu mă schimb, se schimbă și lumea întreagă. Înțeleg că dacă lumea aceasta în care trăiesc este bine și eu sunt bine și viceversa. Să vedem și tarotul. Mi-a venit un miros de lemn. Nu am lemn aici, dar așa am simțit. Poate aveți legătură cu ceva forestier, locuiți pe lângă vreo pădure sau poate este nevoie să vă reconectați cu natura. La nivel de relație, 2 de bâte, 4 de cupe, împăratul și împărăteasa. Luna și soarele, luna nouă din berbec, Venus în gemeni, iată, Venus în gemeni, vă aduce bucurie în casă. Este o lună prin care voi, dragii mei, să faceți o strategie. Dacă există ceva la nivel de relație, la partenerul vostru, la ce s-a întâmplat până acum, în trecutul vostru sau în relația voastră actuală, este momentul să vă eliberați. Să vă eliberați de tristețe, de nemulțumire, de apatie. Să le dați deoparte, pentru că o relație care durează de foarte mult timp, dar merge în aceeași direcție și vă aduce nemulțumire, nu se va schimba ușor. Se va schimba doar cu acordul vostru, doar prin voința voastră. Dacă sunteți despărțiți de cineva și durează această despărțire de foarte mult timp, încercați să vă detașați puțin, pentru că cel mai probabil va rămâne acolo unde este. Sau, dacă este menită, cu ghilimele de rigoare, să vină, vine, dar între timp voi trebuie să vă trăiți viața. Aceasta este o întregire, este o energie de întregire la nivel de relație, pentru cei singuri. Dacă vă eliberați de vină, dacă vă eliberați de tipare, de credințe, de frustrări și de ce mai aveți voi pe acolo din trecut, aveți ocazia să vă întâlniți partenerul perfect, alesul. Pentru cei care sunteți separați, relația din care voi faceți parte sau ați făcut parte este una karmică care a avut rolul de a vă trezi spiritual, de a vă înălța. Și vom vedea cum și în ce direcție. Taur, berbec foarte puternic aici. Scorpion foarte puternic aici. Deci exact cărțile acestea mi-arată berbecul, scorpionul, taurul și berbecul. Sau harta astrologică a momentului despre care v-am vorbit. Cineva te va găsi foarte atrăgător. Însă, atracția aceasta, pentru că se activează și casa a cincea care vorbește despre îndrăgostit infatuare, poate fi efemeră dacă nu discerni bine la acțiunile pe care le iei. Pentru unii dintre voi, regretați o iubire mare, mare, mare din trecut, chiar dacă sunteți în alte relații. Și atunci, acolo este necesară o acțiune. Vă este gândul undeva, dacă nu vă este gândul și nu vă dați seama conștient, în sufletul vostru a rămas cineva. Cineva cu care v-ați potrivit perfect. Chiar dacă sunteți în altă casă și la altă masă. Și este nevoie să acționați în acea direcție. Ori să încheiați acest capitol, ori să îl deschideți. Pentru că eu aici simt că nu a fost ceva deschis în totalitate, ci a fost așa un ping-pong mai mult, dar care v-a marcat pe viață. Împărăteasa se dublează. Energia feminină, materializarea, este o lună prin care planurile voastre vor putea da roade dacă vă aliniați la frecvențe înalte. 6 de cupe. V-am spus, cineva din trecut, un suflet pereche, mai mult decât suflet pereche, cineva care v-a trezit spiritual sau cineva care alături de voi s-a trezit spiritual, o posibilă revenire. Unul dintre voi îl manifestă pe celălalt și vrea o acțiune, dar există niște impedimente, fie la nivel de relație stabilă,
pentru că persoana voastră de interes este într-o altă relație, fie amândoi sunteți într-o altă relație, Toate aceste aceste scenarii sunt posibile. Dar asta nu înseamnă că nu vă puteți întâlni și nu puteți sta de vorbă. Există aici o comunicare, există aici o intenție, există aici o posibilă întrevedere pe care o veți stabili cu multe provocări, dacă se dă drumul energetic la acest lucru. Și soarele, un potențial de realizare major în relație și în relații pe parcursul lunii aprilie. O foarte mare reușită aici. Cineva este soarele vostru, aud sunshine. Vreți să mergeți către cineva sau cineva vrea să vină către voi? Voi sunteți sunshine, răsăritul de soare al cuiva. Al cuiva posibil căsătorit sau voi sunteți căsătoriți pentru cei singuri. Veți fi răsăritul de soare, soarele cuiva, cu care puteți întemeia acum o familie stabilă, o relație, o căsătorie stabilă. Văd aici provocări, o închisoare a minții, niște provocări complicate care vă țin în loc sau v-au ținut în loc, care acum pot lua sfârșit. Poate cineva își trece peste mândrie, poate cineva își trece peste orgoliu, poate cineva trece peste ceea ce este corect social admis, pentru că vorbim despre Pluton vărsător și face un pas și spune: nu trebuie nimic, nu, nu trebuie să fac asta, vreau, îmi voi urma voința sufletului. Și veți fi surprinși, steaua, pentru că trebuie să se întâmple Polaris. Steaua Nordului, pentru că este magnetism și electromagnetism între voi și iubire, apa. Aici, pentru voi, dragii mei, există o iubire profundă. O iubire profundă și vorbesc aici despre cosmos, plan astral și alte dimensiuni, care poate ieși, reieși acum la suprafață sau se poate reactiva. Pe plan material, Regina de Spade, 8 de Băte, 9 de bâte, cavalerul de bâte. Unii dintre voi s-ar putea să aveți ceva provocări în relație sau să fie aici vorba despre un divorț pentru care acum se discută foarte mult, există foarte multă acțiune în această zonă a divorțului, a separării și acest lucru vă neliniștește, vă macină, vă epuizează, vă rănește. Pentru alții dintre voi la locul de muncă, vreți să avansați. Dar, deși purtați foarte multe discuții, deși alergați de colo-colo, este foarte dinamică activitatea voastră de zi cu zi, parcă simțiți că nu ajungeți la niciun rezultat. Când ajungeți la o concluzie, vă scapă printre degete. Pentru alții dintre voi s-ar putea în afaceri să aveți un partener, dar un partener care este ușor mai aprig sau poate mai sever sau poate mai exigent sau poate foarte rigid. Și acest lucru să vă deranjeze pentru că aveți senzația că nu puteți pătrunde, că nu puteți avea o comunicare egală care să vă ajute și să vă înfuriați puțin. Pentru alții dintre voi puteți acum, după o lungă perioadă de stagnare și după o lungă perioadă în care nu v-a fost bine în zona profesională, în zona materială, să vă deblocați acest aspect energetic al vieții voastre și să avansați către o nouă oportunitate care vă stimulează mai mult la nivel de creativitate și la nivel intelectual. Diavolul, vă eliberați din captivitate, vă eliberați dintr-un control, din ceva ce a durat foarte mult sau din ceva ce a început prin 2008 sau poate prin 2018. Ceva secret. Sau se aliniază lucrurile și va trebui să vă axați pe intuiția voastră și să nu vă lăsați ghidați doar de planul material, ci să gândiți și cu sufletul și cu mintea pentru a putea materializa. Pentru că dacă vă axați doar pe mentalul vostru, doar pe partea materială, dacă vă uitați într-un contul vostru bancar și așa mai departe, vă veți simți frustrați sau vă veți simți neîmpliniți. Lăsați lucrurile să curgă pentru că de acolo vor veni, iată, transformările.
Există o regenerare la nivel financiar, la nivel profesional, la nivel de plan material despre care nu știți, va trebui să aveți încredere. Treceți practic de la o frecvență mai joasă la o frecvență mai înaltă. Pluton vărsător vă recrează contextul social, vă recrează grupul social din care voi faceți parte, inclusiv la nivel de colegi, colectiv de muncă. Pe planul emoțional, wow, asul de spade, 2 de cupe, roata și 6 de monede. Dragii mei, în această lună se va da startul unui tunel energetic, unui portal energetic, unei intenții în univers prin care voi veți sta față în față cu cineva, cu o iubire, cu iubirea aceea, cu acea iubire pe care voi o aveți. Nu vă stă gândul la altceva decât la această iubire sau cuiva, cineva se gândește la voi cu iubire, cu patimă, cu dor, cu dorință, cu sufletul la gură. În fiecare noapte poate vă visează sau stă cu gândul în permanență la voi și visează cu ochii deschiși. Împlinire la nivel sufletesc, comunicare, se reia o comunicare cu o persoană iubită de voi sau cu persoana voastră de interes. Și acest lucru trebuie să se întâmple. Se întâmplă aici, în planul fizic, nu doar telepatic, nu doar energetic, nu doar prin vis. La nivel medical, poate ajungeți la o concluzie, primiți un diagnostic sau, în sfârșit, vă dați seama de unde vin anumite provocări pentru a le putea vindeca. Cavalerul de cupe. Ne îndrăgostim, unii dintre voi vă îndrăgostiți, aveți parte de o întrevedere sau veți sta față în față cu un potențial enorm de manifestare al iubirii voastre perfecte, poate prin intermediul serviciului sau poate unii dintre voi va trebui să lucrați mai mult la comunicarea voastră, la modul în care comunicați, la modul în care sunteți percepuți, să vă eliberați de vină și să faceți niște lucruri atipice, neconvenționale, poate așa o ușoară rebeliune, pentru că în asta va consta proba, testul, pentru ca dragostea voastră să se manifeste. Ia uite, pajul de cupe, cineva visează la voi, cineva aici nutrește sentimente de iubire pentru voi sau voi pentru ei. Și este necesar să le scoateți la suprafață și să le spuneți temperanța, o posibilă revenire, o discuție diplomată, o discuție prin care se va accepta ceva, o discuție care va aduce iertare, o discuție care vă înalță apa cosmic și focul cosmic, o discuție care dă naștere acum unui întreg. Talismanele. Vărsătorul, Pluton vărsător, va face ca lucrurile pentru voi să funcționeze în direcția sufletului, pentru menirea voastră. O dorință se transformă în realitate. Pasiune, casa 5-a, luna aceea plină din balanță, va manifesta ceva, o închidere sau o conștientizare, poate la nivel de relații. 2. O conștientizare a unui lucru care era foarte bine ascuns în subconștientul vostru despre cine iubiți sau pe cine iubiți, pentru că vedeți sincronicitățile, vedeți numele, auziți versuri, încântece, citiți, vă amintiți de persoana voastră iubită, dragă sau de interes, o nouă șansă în iubire, inițiala O sau 0, manifestare nebunul. Care crește, o nouă șansă care crește, este un miracol, lumea, săgetătorul, roata norocului, o revenire sau un nou început, iată, karmic, ceva ce trebuie să se întâmple, închideți o karmă, dacă aveți acum în viața voastră un partener alături de care lucrurile nu funcționează, puteți închide această etapă, mesaje de la cineva, cu care voi aveți o conexiune de suflet, o metamorfoză, o iubire din aceea puternică. Un îngeraș, aici mai văd un taur, aici văd o îmbrățișare, dar o îmbrățișare care vă lasă fără răsuflare. Steaua, dorința voastră foarte mare se poate îndeplini acum. Cineva cântă la chitară sau a existat o chitară pe tranzitul lui Pluto în Capricorn.
Poate persoana la care voi vă gândiți cântă la chitară sau poate voi pe tranzitul anterior ați vrut să vă dezvoltați un talent și este acum ocazia, aveți ocazia să o puneți, să-l puneți în practică, să evoluați, să vă exersați talentul și să creșteți. O ancoră, ceva stabil se deschide aici pentru voi. Știți cum e? Momentul acela pe care îl vedem prin filme când cineva ne ia de guleraș și ne pune fix în locul potrivit, omul potrivit la locul potrivit, așa veți fi voi aici. Am inițiala L și încă o cheie. Vorbim despre dragoste aici, dar și despre profesie. Poate voi sunteți mai înalți ca statură și cineva micuț, sau poate voi sunteți mai micuți și aveți de-a face cu o persoană mai înaltă. Poate sunteți separați sau ați fost separați cel puțin 2 ani și acum vă puteți revedea. Sau poate anterior relația voastră a fost în secret pentru că vă simțeați vinovați, pentru că aici credeați că faceți ceva rău cuiva, karma, dar de fapt întâlnirea voastră a fost o binecuvântare pentru toată lumea și acum trebuie să love, fie iubire. Inițialele LOX. Foarte frumos. Cam atât, dragii mei. Vă doresc multă iubire, binecuvântări, sănătate și împlinire. Să ajungeți acolo unde vă este vouă potrivit și sufletului vostru. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!